A început asfaltarea străzii Plaiului, grav deteriorată și aproape impracticabilă. După decopertare, strada Plaiului solicită la maxim abilitățile conducătorilor auto. Locuitorii din zonă mărturisesc cu reală bucurie că asfaltarea străzii le va permite să ajungă acasă fără a-și mai rupe în două mașina. Trebuie neapărat, sigur că da. De când se află așa în starea asta? E de vreo lună și ceva. Înainte cum era? Se stricase de tot. Da, se stricase, erau numai gropi, deci nu se mai putea. Da. Intrați greu cu mașina? Foarte, foarte greu. Ne bucurăm foarte mult, dar toată lumea. Că majoritatea au mașini pe aici și e foarte greu. Dacă îmi plouă, e nenorocire aici. Asfaltarea a fost întârziată din cauza condițiilor speciale de muncă determinate de dimensiunile străzii, dar și de lucrările la branșamente efectuate de către Compania Regională de Apă, susțin reprezentanții primăriei Bacău. Strada Plaiului are 685 de metri lungime și doar 6 metri lățime. Față de termenul inițial, există mici întârzieri cauzate în principal de faptul că, datorită îngustimii străzii, această operațiune de asfaltare nu se poate face automat, mecanizat, ci este nevoie de forță manuală în exces, ceea ce a dus la necesitatea constructorului de a disponibiliza de pe alte șantiere oameni care să efectueze această lucrare de asfaltare. Pe de altă parte, vorbim de un număr mai mare de branșamente care au fost executate la locuințele de pe strada Plaiului și nu în ultimul rând de condițiile și de factorii atmosferici. Durata execuției lucrărilor de asfaltare a străzii Plaiului este estimată la o săptămână, iar valoarea acestora se ridică la 188.000 de lei.